Timișoara a fost gazda ediției din anul 2015 a campionatului universitar de fotbal, proiect desfășurat cu susținerea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Federației Sportului Școlar și Universitar și Federației Române de Fotbal. La competiție au participat 20 de universități din România. Ideea este mai de mult de prin anii 2000, dar anul acesta cred că i-am dat și nota de seriozitate și de profesionalism, pentru că această organizare este făcută alături de Federația Română de Fotbal și de Ministerul Educației și Cercetării Științifice prin Federația Sportivă a Sportului Studențesc și Școlar. Deci, inițiativa se va concretiza printr-un turneu final la care veți participa, desigur, și dumneavoastră, la care sunt calificate 6 echipe. Din păcate, Timișoara nu are reprezentant. Da, din păcate, acum ca să glumesc, am zis, tocmai pentru aceea n-am vrut să câștigăm, ca să nu se interpreteze că am făcut campionatul să-l câștigăm noi. Realitatea însă este alta. Echipele din Timișoara au fost anul acesta inferioare celui din Arad. O să vedeți, echipa din Arad este o echipă valoroasă, are mulți jucători din Liga 2-a, 3-a și cred că, într-adevăr, va fi o competiție deosebită în această... Pentru că sunt alături de Arad și Târgu Jiu, am înțeles că e o echipă foarte puternică, Clujul de asemenea și... Din păcate, așa cum am spus, ne rezervăm la anul participarea la finală. Finala se va juca în prelungirea meciului de baraj. ASU Poli Voința Lumea, va fi o atmosferă deosebită? Sunt convins că va fi o atmosferă deosebită, care va începe probabil în jurul orei 14-15, pentru că vor fi probleme cu ocuparea locurilor posibile, pentru cel puțin pentru meciul de baraj. Sunt convins că spectatorii vor rămâne și la finala studențească și, într-adevăr, va fi o atmosferă specifică mediului universitar, cu multă bucurie și în același timp cu satisfacții pe care le dorim la ambele meciuri.